Un posibil atac terorist a avut loc într-o zonă centrală din Londra. O femeie a murit și mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul. Atacatorul a fost reținut în scurt timp de polițiștii londonezi. Un atac sângeros a avut loc aseară în centrul Londrei. Un tânăr înarmat cu un cuțit a înjunghiat mai multe persoane în piața Russell. În total, 6 persoane au fost rănite, dar pentru una dintre ele, o femeie în vârstă de 60 de ani, rănile au fost fatale. În ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea și a murit în scurt timp. I want to give a short statement regarding the tragic incident at Russell Square tonight that has sadly left one woman dead and 5 others, one woman and 4 men, injured. Police were called just after 10:30 p.m. last night to reports of a man armed with a knife assaulting people at Russell Square, Camden. Suspectul, un tânăr de 19 ani, a fost reținut de polițiști în scurt timp după ce au ajuns la locul faptei. Pentru a-l imobiliza, oamenii legii au folosit o armă cu șocuri electrice, iar apoi a fost transportat la spital sub escortă. Armed officers arrived at the scene within 5 minutes. They discharged the taser whilst confronting and arresting the suspect. A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m. and is currently in police custody at hospital. Din primele informații, bărbatul pare să sufere de tulburări psihice, dar polițiștii nu exclud ca atacul să fi fost unul terorist. Pentru siguranța cetățenilor, prezența forțelor de ordine a crescut pe străzile din Londra. Autoritățile fac apel la locuitorii metropolei să rămână calmi și să fie vigilenți.